Africa este ostaticul războiului colonial al Rusiei în Ucraina, ceea ce a dus la deficitul mondial de temeri alimentare și foame pe continentul african, a declarat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Ucraina s-a angajat în negocieri complexe pentru a debloca cerealele luate în porturile sale din Marea Neagră de către logada navală rusă, a spus Zelensky într-o adresă adresată Uniunii Africane. Acest război poate părea foarte departe pentru tine și țările tale, dar prețurile alimentelor care devin catastrofale au atras deja casele de milioane de familii africane. Nivelul nedrept al prețurilor la produsele alimentare, cauzat de războiul rus, se simte dureros pe toate continentele. Din păcate, aceasta poate fi o problemă specială pentru țările DVS, a declarat șeful ucrainean. Zelensky a spus că, deși Ucraina încearcă totul pentru a și elibera porturile, el a recunoscut că NUSA a făcut progrese, pentru că NUSA a găsit niciun instrument real care să se asigure că Rusia nu le a atacat. În consecință, criza alimentară din lume va continua atât timp cât acest război colonial va continua, a adăugat el.